Bună seara, sunt Suada Carcuchei și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. 10 elevi de la gimnaziul din Tocatin au ajuns la spital. Ei s-au intoxicat la cantina școlii, susține Ministerul Sănătății. Un șofer de 70 de ani a lovit cu mașina o fetiță de 9 ani și a fugit de la fața locului, lăsând-o în drum. El a fost găsit de poliție. Un bărbat a fost înjunghiat mortal de soție. S-a întâmplat aseară în locuința celor doi din sectorul botanic al capitalei. Primăria a început să evacueze garajele de metal amplasate ilegal în capitală. 10 elevi de la gimnaziul din Tohatin au ajuns ieri la spital cu intoxicație. Ministerul Sănătății susține că elevilor li s-a făcut rău după ce au mâncat la cantina instituției. Astăzi la Tohatin lecții nu s-au făcut, iar activitatea combinatului de la Ciocana, care livrează hrană copiilor, a fost suspendată. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a prelevat probe și susține că printre elevii intoxicați sunt și din cei care nu mănâncă la școală. Ce te deranjează? Burta te doare? De câte zile? De ieri. De ieri. Ce ai mâncat ieri? Ieri chiufleș, am ajuns acasă supă. Astăzi toți elevii de la gimnaziul Viorel Găină din comuna Tohatin au fost supuși unui control medical după ce 10 copii au fost internați la Spitalul de Boli Contagioase din capitală cu intoxicație. Potrivit medicului, luni seara câțiva elevi au început să aibă dureri de burtă, febră și diaree. Noi, bineînțeles că am intervenit în gimnaziu, pe care copilul este întrebat cum s-a alimentat, care apă folosește, dăm recomandări în tratament și ca să stabilim un produs concret, nu, n-am stabilit. Această femeie spune că și copilul ei se simte rău după ce luni a mâncat la cantina școlii. El însă nu a fost internat în spital, ci urmează tratamentul acasă. E clasa 6, tot o doare burta, dar nu știu ce cauză. Eu am mâncat la bucătărie și am mâncat, nu știu. Am auzit că s-o primit intoxicație. Eu ieri eram la punctul medical și am venit și am spus că copiii au temperatură mare și burta-i doare și da, văd că ceva este acolo. Din cauza că nu-i control asupra alimentațiilor, asupra produselor. Profesorii ne-au spus că astăzi lecții în școală nu s-au făcut, iar elevii au plecat acasă după consultația medicilor, începându-și astfel vacanța cu o zi mai devreme. Ce o spun medicii, care-i cauza? Noi cei ce știm, copiii se simt rău. Intoxicații, vomă, diaree. Deși directorul instituției susține că au fost respectate toate normele de igienă la cantină, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății ne-a spus că elevii s-au intoxicat după ce au mâncat la școală. Ca director pot să confirm că s-a respectat toate cerințele igienice, sanitare și o alimentație sănătoasă. Conform informațiilor preliminare, copiii s-ar fi intoxicat după ce au consumat alimente la cantina școlii din localitate. Potrivit medicilor, doi dintre cei 10 copii au fost plasați în secția de terapie intensivă, iar acum starea tuturor este stabilă. Au fost ieri prelevate toate probele necesare pentru investigațiile de laborator, de care rezultatele le așteptăm în mediu 4-5 zile. Cazul este investigat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și de Direcția Asistență Socială și Sănătate. Până la stabilirea cauzei intoxicației, municipalitatea a suspendat activitatea combinatului de alimentație publică din sectorul Ciocana, care livrează hrană elevilor la Tohatin și din alte școli din capitală. O fetiță de 9 ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină pe strada Hristo Botev din capitală. Șoferul a fugit de la fața locului, lăsând copilul în mijlocul drumului. Câțiva trecători i-au sărit în ajutor și au chemat ambulanța. În urma măsurilor întreprinse de către angajații secției supraveghere, transport și circulație rutieră din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, șoferul și automobilul care a tamponat minor au fost identificați. Incidentul s-a produs aseară în jurul orei 17. Ulterior, șoferul a fost identificat și găsit. Bărbatul în vârstă de 70 de ani le-a spus polițiștilor că nu a observat fetița și că a fugit după impact pentru că s-a speriat. El s-a ales cu dosar penal. Poliția susține că fetița traversa neregulamentar. Discuțiile despre lungimea părului la băieți continuă la liceul din Ungheni. Astăzi, specialiștii de la Consiliul pentru Egalitate au mers acolo și au stat de vorbă cu profesorii și elevii. Când tu
stai și părul îți vine până aici, eu nu consider că lucrul ăsta este normal. Noi suntem profesori în care suntem obligați și să ne îngrijim și de igiena copilului. Concluzia va fi anunțată mai târziu. Cu ce explicații noi vin administrația școlii, vă spunem în jurnal. Un bărbat de 38 ani a fost înjunghiat mortal de soția sa. Tragedia s-a produs aseară în locuința celor doi din sectorul Botanica. Femeia a fost reținută și riscă 20 de ani de închisoare. Cei doi au un copil de 5 ani care a rămas în grija rudelor. Neînțelegerile dintre cei doi soți au început după ora 22, spun vecinii. În momentul când ei se certau în apartament, fetița se auzea plângând, da. La un moment dat, din apartament, bărbatul și femeia au ieșit în hol. Mama lui chiar a sunat și la noi, dar nu este prima dată când ei au conflictele date și, mă rog, cum este în stare de ebrietate, noi nu am riscat să ieșim, să vedem. Ne uitam prin ușă ce se întâmplă și când am văzut că doamna, în mod de apărare sau în careva altă situație, cuțitul încerca să-l atace sau să-l ferească de la apartament, am fost nevoie să chemăm deja poliția. Și în clipa când chemam poliția, deja am văzut că este și sânge și am deschis ușa și am văzut că dumnealui stâne de piept și striga ajutor, ajutor. Vecinii au chemat ambulanța, însă bărbatul s-a stins din viață până la venirea medicilor. Noi am încercat să ne apropiem, dar am văzut că rana chiar este în regiunea inimii. Nu suntem exact. Și în cazul ăsta nu știi cum să procedezi. Ajut sau faci mai rău și am spus că așteptăm ambulanța. Ambulanța a venit repede? Poliția a venit undeva la 2 minute după chemare, iar ambulanța peste vreo 15. Vecinii povestesc că aceștia închiriau mai bine de un an apartamentul și susțin că se certau des. Постоянно вызывали полицию, приезжала полиция, МЧС приезжала, не хотела дверь открывать. И два раза даже дверь выносили просто. O familie destul de adecvată când sunt treji. Noi îl vedeam mai des cu copilul și chiar ca un tătic era foarte exemplar, adică permanent și se jucau și cântau și la grădință ducea fetița. Femeia în vârstă de 47 de ani a fost reținută și riscă până la 20 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață. Cei doi au un copil de 5 ani care a rămas în grija rudelor. Avocații lui Veaceslav Platon au stat și astăzi la ușa penitenciarului numărul 13 și nu au fost lăsați să se vadă cu clientul lor. Asta deși ieri, printr-un comunicat, avocatul poporului a anunțat că aceștia pot merge în vizită la fostul deputat. Fără a primi vreo explicație, apărătorii au fost îndemnați să mai încerce și mâine. După mai multe minute în șir în care au stat lângă ușa penitenciarului, avocații lui Platon au fost lăsați să intre. Este cererea, trebuie să depunem în cancelarea. Chemați pe cineva. După un schimb de replici scurte cu ofițerul de la intrare, avocații omului de afaceri au trebuit să aștepte încă aproximativ 20 de minute, până când s-a apropiat de ei o persoană care să ia ziarele solicitate de Platon și să îi le transmită acestuia. Nu pot să vă dau ușa, nu încă. Așa, așa, așa. Cere ziare, sunt mai mult. Nici astăzi apărătorii nu s-au putut întâlni cu fostul deputat. Domnișoara a venit după noi, a intrat, dar noi eram primii și locuri nu sunt. Și nu o să fie nici mâine, cum spune ei, mâine la 15:30 și tot așa nu o să deschidă ușa. Vedem că s-a instalat noaptea asta și gardul suplimentar. În comunicatul emis de avocatul poporului scrie că Platon a primit ieri câteva ziare. Mama omului de afaceri însă neagă acest lucru. Când am întrebat de ce nu primi ziarele, mi-am lămurit că are radio și mai mult nu e destul. Pentru că la închisoare apărătorii nu au primit niciun răspuns la solicitările lor, aceștia au plecat la administrația penitenciarelor. Acolo avocații au întrebat la ce etapă se află examinarea plângerilor depuse de ei. Cu referință la plângerile venite în adresa noastră, eu nu vă pot spune nimic pentru că nu sunt la mine la examinare. Nu li s-a explicat nici de ce nu au avut acces la clientul lor. Cu referință la faptul că ați fost astăzi, eu vă promit că mă documentez și maximum o jumătate de oră vă abordez la un număr de telefon. Cei de la biroul avocatului poporului ne-au spus că vor reveni mâine cu o reacție referitor la faptul că astăzi avocații lui Platon așa și nu s-au putut întâlni cu el, lucru anunțat de ei printr-un comunicat. În 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul BEM. Ulterior, el s-a mai ales cu o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani.
Filiala unei bănci din Sângerei a fost ținta unor hoți indivizii cu cagule pe cap, au spart ușa de la intrare, au stricat mobila din instituție, iar când s-a declanșat alarma, au luat-o la fugă. Incidentul a avut loc astăzi dimineața în jurul orei 4. Oamenii legii spun că suspecții au fugit cu mâna goală. Acum poliția este în căutarea lor. Discuțiile despre lungimea părului la băieți continuă în liceul de la Ungheni. Astăzi, specialiștii de la Consiliul pentru Egalitate au fost acolo și au făcut investigații, iar concluziile vor fi anunțate mai târziu. Directoarea le-a spus că nu a făcut decât să recomande elevilor să nu poarte păr lung și că nimeni nu a fost pedepsit dacă a încălcat regulamentul școlii. Atunci când eram și eu membra Consiliului Profesoral, am decis să facem o descifrare ce ar înțelege și părinții și elevii cuvântul ținută vestimentară și decent. Aleator sau nici nu știu cum să zic, am zis, haideți să stabilim o mărime a lungimii părului. Astfel argumentează directoarea liceului articolul din regulamentul intern al instituției în care se precizează lungimea părului admisă pentru băieți de maxim 3 cm. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de audieri demarată de Consiliul pentru Egalitate. Chiar dacă discuția a fost declarată publică, directoarea s-a arătat deranjată de prezența echipei ProTV. Astfel, convorbirile au început cu jumătate de oră mai târziu. Când tu stai și părul îți vine până aici, eu nu consider că lucrul ăsta este normal. Noi suntem profesori în care suntem obligați și să ne îngrijim și de igiena copilului. Nimeni niciodată nu a fost discriminat, înjosit prin faptul că are părul lung. Aceasta susține că atât ea cât și profesorii au făcut doar atenționări verbale. Administrația mai afirmă că regulamentul adoptat de vechea conducere a fost pus în discuție la Consiliul Profesoral, dar și la Consiliul Elevilor, iar obiecții nu au fost. Totodată în liceu se promovează o atitudine democrată, iar băieții sunt liberi să poarte barbă, părul lung sau vopsit, susține aceasta. Iar prin expresia că prin regulament vrea să nu feminizeze băieții, Ana Nucă spune că nu am avut intenții de discriminare. Eu am avut, adică așa, intenții omenești. Directoarea a refuzat să răspundă la întrebările noastre și să comenteze afirmațiile elevului care s-a plâns, dar în afara camerei de luat vederi a declarat că acesta ar proveni dintr-o familie problematică. Într-o înregistrare audio făcută încă atunci, cineva din administrație îl previne pe băiat că ar putea fi consecințe dacă nu ține cont de atenționarea verbală. Am atenționat verbal. Eu am înțeles și doamna dirigent foarte mult a vorbit cu tine. Ca să nu mergem să ajungem la un proces verbal, că nu se emite și un ordin de atenționare, măi, ești frezază, Luxchi, că termină cu samuraii ăsta, cât sunteți, vă șase, șapte. Ai văzut, ăsta și frumos cu pasneață frezat. Pe urmă, alți copii, dați-i stres, termin liceu, stres să ajungi la de-astea. Conducerea nu a comentat cele întâmplate, dar a negat vehement că elevii ar fi fost pedepsiți pentru lungimea părului. În registrul de ordine al liceului, membrii Consiliului nu au găsit niciun punct în care să se arate că cineva s-ar fi ales cu proces verbal din cauza ținutei. Ulterior, specialiștii au stat de vorbă și cu elevii, inclusiv cu cei care poartă părul lung. Aceștia însă nu au vrut să spună în fața camerei despre ce se întâmplă în instituție. În urma scandalului, respectivul punct din regulament a fost eliminat. Consiliul a anunțat că va analiza ședințele de astăzi și va veni ulterior cu o concluzie. Dacă va constata că a fost o discriminare, ar putea fi aplicate sancțiuni. Încă nu este clar cum a fi tratată această moțiune ținută decentă. O întrebare de gândit și pentru dumneavoastră și cred că pentru minister. Aveți o listă de sancțiuni care pot fi observație orală sau înscriere în agenda elevului, mustrare orală sau înscris, eliminare temporară din lecții, preavizare și exmatriculare. De aici s-a început temerile elevului. Totul a pornit la sfârșitul lunii ianuarie, după ce un elev din treapta gimnazială s-a plâns că a fost prevenit să-și tundă părul, în caz contrar îi se va întocmi proces verbal. Ulterior, Ministerul Educației a condamnat stipularea din regulamentul liceului. O femeie din Bălți a fost mușcată de picior de un câine vagabond, iar după ce a scris pe internet despre ce i s-a întâmplat, autoritățile s-au autosesizat. Шла в аптеку за лекарствами, и получается, ты идёшь, и сзади целая свора неконтролируемых животных, и ты не знаешь, что и как ожидать. Конечно, это только визг, крик и соответственно, результат укус в ногу.
Responsabilii spun că localnicii trebuie să mai rabde până când azilul pentru animale din oraș va fi construit. Revenim cu detalii la știri. Primăria a început să evacueze garajele de metal din capitală care sunt amplasate ilegal. Dacă proprietarii nu o fac singuri, atunci construcțiile sunt ridicate cu forța. Oamenii care dețin asemenea garaje sunt revoltați pentru că, an la rând, nimeni nu le-a spus nimic. Aseară, în această curte de pe strada Pietrarelor, a fost evacuat un garaj de metal. Indignați proprietarii s-au împotrivit deciziei primăriei, dar pentru că nu au avut de ales și-au scos lucrurile de acolo. Vecinii le-au sărit în apărare. Am stat cel mai bine de 20-30 de ani. Cum au trecut și alegeri, le-a tot să o gândesc să demolieze. Ne stăteam câteodată și făceam câte un frigărui sau dacă țineam ceva aici, noi tot timpul ne făceam să fie, adică, știi, curat după noi. Igor Pâlțov, care aș avea garajul alături, s-a revoltat când a aflat că într-o zi din el nu va mai rămâne nimic. Нельзя так с людьми, честно. Ну что ж, мы животные какие-то, что ли, что нас загнали. И вот делайте с нами что хотите. Потому что мы так хотим, мы. Я инвалид второй группы. Это никого не интересует. Azi dimineață garajul a fost dezasamblat și încărcat într-un camion. Reprezentanții Preturii Centru spun că au anunțat din timp proprietarii să-l evacueze, dar pentru că nu au făcut-o, au intervenit ei. Mașini nu am văzut, era într-o stare deplorabilă. Eu aproape de dânsul nu m-am apropiat niciodată, dar știu că copiii se jucau sus, de acolo săreau, eu nu știu ce făceau. În cartierul Telecentru, garaje de metal pot fi văzute aproape pe orice stradă, unele fiind ruginite și neîngrijite. Cei care trăiesc în apropiere spun că unii proprietari sunt plecați de mult peste hotare. Mie personal nu mi încurc garajele astea, dar eu să fie aranjate, vopsite, curățel să fie. Iar pe strada Sprâncenoaia, un șir de garaje vechi se întind chiar de-a lungul carosabilului și din câte se vede, niciunul nu a fost evacuat. Au avut 10 ani. Aici da. Ceva lasă automobilul sau ca și depozit? Câteodată lasă automobilul, lasă. Trebuie scoase, că ele sunt rele, sunt putre, tete. Eu dor de vopsit. Ori de demolat, din două una, da? În sectorul Ciocana, de exemplu, urmează a fi evacuate 20 de garaje de pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Pretorul spune că în locul lor va fi amenajat un loc de odihnă pentru locuitori. Evacuarea garajelor a început la cererea primarului interimar Ruslan Codreanu. Acesta a semnat o dispoziție prin care îi obligă pe pretor să numere și să ridice garajele amplasate ilegal. Marea majoritatea garajelor era pentru invalizi, pentru persoane cu diferite dizabilități. Acelea au fost legal amplasate. Dacă acestea nu au fost cumva prelungit termenul de amplasare, o să vedem. Sigur, noi nu o să evacuăm niciun garaj sau unui invalid care acolo ține motocicleta specializată sau un motoautomobil. Autoritățile spun că deocamdată nu au estimat câți bani vor cheltui pentru evacuare, dar speră că aceștia vor fi întorși de proprietari. După evacuare, construcțiile vor fi depozitate pe teritoriul Direcției Construcții Capitale. În Moldova ajung mai mulți bani din Israel decât din toate statele CSI luate la un loc. Datele prezentate de Banca Națională scot la iveală acest fenomen surprinzător pentru care economiștii nu au o explicație sigură. Se întâmplă în condițiile în care remitențele din CSI, acolo unde sunt mult mai mulți migranți moldoveni, au scăzut cu o treime în ultimul an. Banca Națională constată că transferurile pe conturile persoanelor fizice din țara noastră provin în mare parte din Uniunea Europeană, cu o pondere de 44%. Urmează statele CSI, de unde migranții moldoveni transmit bani acasă, ale căror valoare ocupă 21% din volumul total al remitențelor. 36% din banii transferați în Moldova se trag din alte țări ale lumii. Referindu-ne la state, notabil este că remitențele din Rusia au scăzut în ultimul an, cu 33%, pe când cele din Israel, unde sunt mai puțini moldoveni, au crescut, fiind cu aproape 3 puncte procentuale mai mari decât cele din Federația Rusă. Dacă în primul caz explicația ar fi criza economică și reorientarea moldovenilor spre țările din vest, pentru a doua situație, specialiștii greu găsesc o explicație. E indiscutabil, apar anumite semne de întrebare, este prematur de a face careva speculat. Ce fel de venituri, care sunt sursele acestor venituri, beneficiarii efectiv și așa mai departe. Lucru care trebuie să-l facă, de fapt, serviciul pentru prevenire și combatere spălării banilor al Republicii Moldova. La capitolul distribuția pe state a provenienței transferurilor, Italia are o pondere de 13,5%, SUA de 8,3%, Germania de 6,5%, iar remitențele din celelalte țări ale lumii ocupă o pondere de 30%.
20 de tone de mere moldovenești au fost interzise ieri în Rusia. Serviciul Federal de Supraveghere Fitosanitar anunță că decizia a fost luată pentru că au fost depistate nereguli în actele care însoțeau lotul de fructe. Merele urmau să ajungă la Moscova. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Vara trecută, mai multe loturi de fructe au fost întoarse din drum, Rusia invocând diferite motive. Sărbătoarea Camazurilor s-a mutat la nord. Astăzi Igor Dodon a organizat ceremonii în mai multe localități la care a oferit autospecialele trimise de Putin. Întâmplător sau nu, cadourile au ajuns în mare parte acolo unde socialiștii au câștigat alegerile pe circumscripții. În jurul orei 13, șeful statului a ajuns la Ocnița. De parcă ar fi fost sărbătoare, răsuna muzica, iar camasul oferit de ruși stătea împodobit ca la paradă în fața primăriei. Până ajunge la camaz, Igor Dodon a făcut o baie de mulțime. Lângă autospecială, Dodon a ținut să se asigure că oamenii știu cine a produs camazurile. Apoi a pășit pe un covor roșu care a fost așternut în fața primăriei, unde președintele a ținut un discurs. Șeful statului s-a lăudat că vine des să aducă daruri la nordul țării. Acesta nu a precizat însă despre ce fel de cadouri vorbește. Igor Dodon nu a uitat și de alegeri. Acesta le-a mulțumit celor prezenți pentru votul acordat candidatului din partea socialiștilor, care a câștigat pe circunscripția de acolo. Рядом с нами, рядом со мной избранный депутат парламента, который в ближайшие дни, надеемся, Конституционный суд утвердит мандат. Я знаю, что вы за него голосовали. Голосовали за него? Да. Igor Dodon și-a încheiat discursul, felicitând femeile cu ocazia zilei de 8 martie. Pentru că mâine, poi mâine, la voi nu mai vin deja. Dar peste două zile e 8 martie. Permiteți-mi să felicit toate femeile raionului Ocnița. Eu cred că zilele acestea ați primit deja felicitare de la mine înscris, dar așa, în față. Apoi a mers la Briceni, circumscripție unde a câștigat lidera PSRM, Zinaida Greceanu. Acolo șeful statului a urcat într-un camaz și s-a fotografiat. Din imagini se vede că, deși totul este învelit în peliculă, scaunul nu pare a fi nou. Șeful statului a adus o autospecială și la Cupcini, unde la fel a fost întâmpinat cu pâine și sare, iar lângă tribună unde și-a ținut discursul era arborat drapelul Rusiei. Alte două camazuri au ajuns la Soroca și respectiv la Florești. La începutul acestei săptămâni, Igor Dodon a început să repartizeze cele 12 autospeciale trimise de Vladimir Putin. Primele două au ajuns la primăria Chișinău. Camazurile trimise de ruși vor fi distribuite și mâine deja în raioanele din sud. O femeie din Bălți a fost mușcată de un câine vagabond și s-a ales cu o rană adâncă la picior. După ce a scris despre cele întâmplate pe rețelele sociale, autoritățile locale s-au autosesizat. Responsabilii spun că în oraș se construiește un azil pentru animale, care însă deocamdată nu este gata. Așa că până la finalizarea lucrărilor, locuitorii ar trebui să mai rabde. Пришла в аптеку за лекарствами, и получается, ты идешь, и сзади целая свора неконтролируемых животных, и ты не знаешь, что и как ожидать. Конечно, это только визг, крик и, соответственно, результат укус в ногу. Лилия spune că atunci când a văzut câinii, a încercat să-i ocolească, dar animalele s-ar fi năpustit asupra ei. Собак нельзя трогать, если не хочешь вызвать у них агрессию. Я себе спокойненько шла. Чтобы не бежать, не жестикулировать, тем самым не вызывать у них агрессию. Но они были агрессивны априори изначально. După ce s-a ales cu o rană la picior, femeia a decis să povestească totul pe Facebook, iar localnicii din Bălți au lăsat zeci de comentarii în care au scris că au trecut și ei prin asemenea situații. Если мы не решим проблему, то завтра мы начнем отстреливать их собственноручно. Вот я считаю, что просто если у какого-нибудь родителя пострадает ребенок, он и полиция ничего не делает, поскольку это не в ее компетенции, не делает ничего примарии, то людям ничего не останется, как самозащищаться. Responsabilii de la Direcția Sănătate din Bălți spun că o parte de vină le-ar aparține oamenilor care ar fi agresivi cu animalele. Наверное, мне как начальнику службы нужно принести извинения этой даме, которую укусила собака. Извините, если вы посчитаете, что это правильно. Но я все-таки хотела бы, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию по-другому. Да, меня собака не укусила, но я имею другое отношение к этим животным.
Mai mult, autoritățile locale spun că problema va fi soluționată odată cu deschiderea azilului pentru animale. Acesta se află în construcție și ar urma să-și înceapă activitatea în viitorul apropiat. Sunt gătov tolcă la 75-85%, nu больше. Осталось совсем немножко, чтобы закончить этот период. Рассчитан он от 400 до 600 животных. Săptămâna trecută un caz similar a avut loc în capitală, când o femeie s-a plâns că a fost mușcată de un maidanez pe strada Haltei. Responsabilii de la primărie au anunțat că vor duce patru pezi din zonă la un adăpost specializat, lucru care nu rezolvă însă problema câinilor vagabonzi din tot orașul. După ce a marcat în poarta FCSB-ului, Igor Armaș a fost inclus în echipa simbolică a etapei cu numărul 26 din Liga 1. Fundașul selecționatei Moldovei s-a transferat vara trecută la FC Voluntari și este acum unul dintre jucătorii cheie. Pentru aproape un milion și gol! Marchează Armaș! Armaș secretă, dacă îmi permiteți acest joc de cuvinte. FC Voluntari a remizat în deplasare cu FCSB, scor final de 2-2. Unul dintre golurile oaspeților a purtat semnătura moldoveanului. Această reușită a fost a doua pentru fundașul nostru în tricoul voluntarilor. La finele sezonului regular, echipa lui Armaș s-a clasat pe locul 13, obținând dreptul de a evolua în play-out. FC Voluntari va debuta duminică în această fază a competiției. Prima sa adversară va fi Politehnica Iași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.